Bine, v-a regăsit. Aș vrea să abordăm în această seară o problemă confuză care este legată de tema noastră, căutarea certinilor pierdute. Și anume, aș vrea să mă refer la problema existenței seculare. Și aș vrea să vă ofer o perspectivă teologică, nu antiteologică, din punct de vedere al secularismului. Ce este secularismul, da? Deci, în modul cel mai radical, secularismul pleacă de la presupunerea că conceptul de divinitate este doar un construct intelectual și că acest construct intelectual și-a pierdut importanța în timpul nostru din cauza dezvoltării științei și a progresului rațiunii. În mod mai puțin radical, mai moderat, o existență seculară este o existență care nu depinde de transcendent și de supranaturală. De exemplu, o societate seculară este o societate ale cărei instituții nu fac nicio referire la autoritatea unui text sacru sau la voința lui Dumnezeu față de națiunea respectivă. Din acest punct de vedere, orice societate modernă este o societate seculară. Și uh, care, uh, în care membrii acestei societăți nu sunt, uh, nu sunt uh, prin lege obligați să țină precepte religioase și mai, binele și nu sunt definite prin precepte revelate și, în general, instituțiile sociale, nu mă refer aici doar la instituțiile puterii, instituțiile publice, în general, sau ceea ce ca numea spațiul public a rațiunii, nu face nicio referire la vreun principiu transcendent, ci doar la principii istorice. Individual, o persoană secularizată face Uh, nu are neapărat nevoie de transcendent și de, uh, de supranatural în viața de fiecare zi. Din acest punct de vedere, cei mai mulți creștini sunt creștini so secularizați. Uh, acele persoane care nu au fost secularizate în bisericile noastre sunt, nu sunt cele mai respectate, dintre uh, fie vorba. Și pastorii sunt cei mai frustrați de aceasta pentru că pastorii au interese seculare împotriva secularismului. Mă rog, banii și confortul pastorului sunt invers proporțional cu secularismul. Așa că un pastor nu are niciun interes să vadă biserica secularizată. Dar ce este un creștin secularizat? În general, un creștin secularizat nu întreabă asta e păcat, asta nu este păcat. Asta scrie în Biblie, asta nu este scrie în Biblie. Ci se conduce după norme etice, după principii pragmatice, după bunul simț. Probabil că pastorul antisecularist și persoane neseculare să din biserică vor spune că se conduce după capricile și dorințele lui de șarte și după firea pământească, dar nu este adevărat. O persoană secularizată se conduce după principii raționale, după principii etice, fără să apeleze la textul sacru. Cu alte cuvinte putem spune o persoană seculară se conge după legea naturală. Sub un alt aspect vreau să dau un exemplu mult mai, mult mai concret care arată ceea ce spunea Friedrich Nietzsche când spunea că Dumnezeu este mort și oamenii nu știu. În sensul că de fapt oamenii pretind că ei nu sunt secularizați, dar sunt secularizați. Și nebunul din cetate dacă țineți minte în, în parabola lui Nice din așa gretea Zaratustra, strigă Dumnezeu este mort, noi l-am omorât și cum am putut să o pe Dumnezeu și lumea râde de el. Cumva asta se întâmplă. În sensul că tot mai puțin creștini iau în considerare preceptele, acele precepte ale Scripturii care sunt în contradicție cu timpul lor. Și de regulă le iau în considerare pe acelea care confirmă principiile timpului în care trăiesc. Biblia este, ca și Coranul și alte cărți sacre, are foarte multe precepte și în multe părți susține ceea ce nu legea naturală. Așa că creștinul de obicei le acceptă pe acelea și le respinge pe cele care intră în conflict cu timpul său. De exemplu, creștinii găsesc în Biblie principii umaniste principii care uh, susțin libertatea femeii față de, cu bărbatul, uh, uh, găsesc în Biblie argumente pentru egalitatea socială și împotriva sclaviei, când de fapt se pot găsi argumente care merg exact în direcția contrară. Dar ei le găsesc și justifică și islamicii și creștinii, arată că Biblia a susținut emanciparea femei și individualismul și libertatea individuală și toate acestea înaintea vremii pentru că, tocmai pentru că au absorbit aceste valori din societatea umanistă în care trăiesc și le justifică pe bază biblică acum. Dar aș vrea să dau un exemplu care, așa cum am spus, este cel mai concludent cu privire la dublu standard al creștinului. Există creștini sinceri și serioși, care cred că pământul e plat, fiindcă așa scrie în Biblie, și care nu-și dă copii la doctor când sunt bolnavi. Și uneori aceștia fac pușcărie. Cunosc câteva cazuri din statul, nu e cazul să le citezi acum s au rugat pentru copil și a acuzat că este o încercare a credinței să nu ducă la doctor. Deci, ei nu apelează la ceva natural, apelează la ceva supranatural. Există însă ce mai mulți creștini. Se duc la doctor. Apelează la mijloace științifice și la doctori care nu sunt, nu sunt neapărat creștini, poate chiar atei, și după aceea dau slavă lui Dumnezeu, fiindcă au fost vindecați. Deci, ei pretind că vindecarea lor a fost o experiență supranaturală. În același timp însă, niciodată nu au curajul să se bazeze doar pe supranaturală, ci totdeauna apelează la medic. Uh, uh, și asta nu se întâmplă mai în cazul bolilor somatice, și în cazul bolilor psihice pe care creștinii buni de obicei le pun pe seama influențelor, forțelor ele și așa mai departe. Uh, uh, un pastor consecvent, pastor Zon din România, de curând a făcut afirmația că în ultima instanță, ori, dacă luăm Biblia în serios, Orice boală este lucrarea unui Duh și orice boală trebuie exorcizată prin rugăciune. Și uh, cei care spun că Sonia pe domințile, uh, ar trebui să ia în considerare faptul că Sonia este un foarte bun biblicist și știe ce spune. Într-adevăr, dacă, uh, dacă respinge secularismul, uh, apelăm la supranatural și la textul Bibliei uh, ca la o soluție pentru problemele noastre. Uh, acesta este doar un exemplu. În care vreau să arăt că, de fapt, și cei care, creștini care se, se plâng cu privire la secularism, să zic, colegii mei pastori, care vorbesc foarte des împotriva secularismului, când este vorba de problemele lor, apelează la mijloace foarte seculare. Și sunt foarte seculare în viața practică. Când eram la Chicago, pastorul Valentin de Eneiața a adus mai multe argumente împotriva secularismului și a umanismului pe care le amesteca: Poate exista secularism fără umanism. Și poate exista umanism fără secularism, așa cum poate exista umanism secular. Dar pastorul de neață și colegul său, Orban, le-au cam amestecat și unul dintre argumente a fost acela că uh, uh, nu trebuie să ne băgăm la genetică, fiindcă acolo este o lucrare perfectă a lui Dumnezeu și noi nu avem nevoie, nu avem voie să intervenim într-o lucrare perfectă a lui Dumnezeu. Acum, ce este ironic este că exact în perioada când a avut loc întâlnirea romilor de la Chicago, S-a descoperit, sau aproximativ în perioada s-a descoperit uh, mutația care provoacă sindromul Down și uh, mijlocul de a o rezolva prin inginerie genetică. Deci un, uh, un creștin sincer uh, va accepta să aibă un copil cu sindrom Down și toată viața va spune că asta este voia lui Dumnezeu uh, și va considera că ADN-ul este perfect. Uh, dar probabil că cei mai mulți creștini uh, care sunt pe care să aibă un copil cu sindrom Down. Știind că este un mijloc de a rezolva problema nete de naștere, vor apela cu siguranță la genetică, la inginerie genetică, ca să aibă un copil normal. Și iarăși o victorie a secularismului. Așa, ja în această uh, seară, să apărdez problema care există în jurul secular, să apărdez confuzia aceasta și să încerc să cumva să-i ofer o rezolvare. Zic încerc, nu am preța că am soluții, dar voi oferi o, o tentativă de soluție. Uh, secularismul este un rezultat al modernizării societății. Și uh, secularismul poate fi explicat în două feluri. Există două explicații tradiționale a secularismului. O explicație tradițională este aceea că Dumnezeu nu există. Și pe măsură ce știința și rațiunea s-au dezvoltat, oamenii au înțeles că Dumnezeu nu există și că nu au nevoie de Dumnezeu. Așa că rațiunea este suficientă pentru, pentru ca oamenii să-și desfășoare o existență fericită și împlinită, fără să apeleze la, nicio, la nimic transcendent, să invoce nicio transcendență sau niciun agent supranatural. Cealaltă explicație Filozofică, da? Deci nu, nu, nu vreau să mă cobor aici la în zona vulgară a dezbaterii. Cealaltă explicație filozofică, care în mare măsură aparține filozofului german Martin Heidegger, susține că, de fapt, secularismul nu este rezultatul uh, faptului sau, mă rog, moartea lui Dumnezeu, da? Uh, Heidegger, fiind un postnicețean, acceptă acest concept al lui Dumnezeu. Și el susține că moartea lui Dumnezeu nu este rezultatul uh, de, uh, faptului că noțiunea de Dumnezeu există doar în mintea noastră și a murit în mintea noastră. Nu este, deci, rezultatul faptului că Dumnezeu nu există. Și această aparentă moartea lui Dumnezeu este rezultatul, uh, nu știu dacă termenul pe care a fost este cel mai bun, des, des, desfermecării sau des cântării naturii, descântării naturii, să zic așa. Adică Dumnezeu se retrage din lume, Dumnezeu se ascunde. Deci există o absență a lui Dumnezeu în lumea noastră și această absență este rezultatul unei retrageri a divinității din lume. Acest concept a fost îmbrățișat cu entuziasm de mulți teologi creștini, conservatori și coborât la nivelul al amvonului și vulgarizat în teologia populară, a devenit un concept apocaliptic, mă rog, retragerea harului, retragerea lui Dumnezeu din lumea noastră, de aceea nu se mai fac minuni, de aceea oamenii nu mai apelează la autoritatea textului sacru, de aceea oamenii uh, trăiesc după uh, preceptele legii naturale, care sunt egale cu firea pământească în vederea lor. Uh, dacă vreți, uh, venim mai aproape de noi. Un concept foarte popular este că atunci când vor veni vremurile de înviorare și va crede ploaia târzie, uh, un timp pe care cam toți creștinii îl așteaptă într-o formă sau alta. De aceea, această etichetă teologică populară ploaia târzie. Atunci când se va răbăza Duhul Sfânt, se vor face minuni. Uh, nu vom mai merge la medic, nu vom mai avea nevoie de protecție să ne vaccinăm, nu vom avea nevoie de, 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 de protecție pentru catastrofe naturale. Nici măcar de protecția legilor nu vom avea nevoie, fiindcă vom fi în conflict cu toată societatea, dar îngerii ne vor, ne, vor, ne vor, păzi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se întoarce și sunt iarăși profeții și viziuni și lumea este iarăși sacralizată. Crește că Heidegger a pus-o la modul filozofic, nu la modul popular, teologie populară. Dar aceasta este viziunea noastră. Deci acestea sunt cele două Concepții cu privire la secularizare. Una vede secularizarea ca pe o eliberare de o iluzie, iluzia lui Dumnezeu, în care omul înțelege că rațiunea și forțele sunt suficiente pentru a se descurca în lumea aceasta, altă lume neexistând, și alta vede secularismul sau secularizarea ca rezultatul unei retrageri a lui Dumnezeu din lumea noastră. Și din cauza aceasta, privind în jur, vedem doar cauze naturale și din cauza aceasta suntem lăsați în voia științei și rațiunii, care, uite unde ne duce și e, predicatorii care, în general, e, niciodată nu, sca, nu scapă ocazia să se bucure de bunuri seculare și de servicii seculare, ne arată, uite unde a ajuns lumea noastră cu știința, cu rațiunea, cu educația, lumea nu s-a făcut mai bună și așa, și așa mai departe. Firește, modernitatea își are contradicțiile ei și eu sunt de părere, deschis, că discursul teologic este necesar în modernitate și este ceva ce lipsește în mare măsură. Dar nu vreau să mă grăbesc de la o soluție. Am arătat doar că există această falsă dilemă, după opinia mea, între o concepție care vede în secularizare o victorie împotriva lui Dumnezeu. Și o concepție care vede în secularizare uh, o, o retragere a lui Dumnezeu din lumea noastră, uh, o desacralizare și o descântare, de fermecare a Universului care privind la el, dintr-o dată îl vedem, uh, uh, îl vedem uh, condus de lege mecanice, care, mă rog, dacă pentru secular, pentru dreptul secularismului, supranaturalul a fost o iluzie. Pentru uh, uh, adeptul uh, ideii descântării, desacralizării lumii, uh, desîncântării lumii, da, a retragerii și ascunderii lui Dumnezeu din lumea noastră, din potriva, legile newtoniene sunt o iluzie. Uh, legile mecanice sunt o iluzie. Uh, teoria evoluției este o iluzie, de exemplu. Da? Uh, fosilele sunt puse de satan acolo. Sau uh, mintea noastră în ce stare de păcat nu poate să vadă realitatea în spatele fenomenelor naturii. Dar, de fapt, ideea unui univers care are o cauzalitate naturală este o iluzie. Și noi suntem tributari acestei iluzii, acestui matrix, să zic, mecanicist, științific, biologist și așa mai departe, din cauza că Dumnezeu s-a retras ascuns din lumea noastră. Bun, Înainte de a uh, oferi o altă soluție și aș vrea să apelez la un autor care m-a influențat foarte mult, se numește Michael Allen Gillespie și uh, cartea se numește Originile teologice ale modernității, The Theological Origins of Modernity. Uh, autorul a fost coleg cu Mircea Eliade, predă la Universitatea din Chicago, la University of Chicago și... Uh, pe mine m-a influențat uh, în cartea Echnemonită pe care am scris-o uh, într-o anumită privință și ca să vă dau pe scurt despre ce este vorba. Uh, pe uh, Facebook uh, săptămâna care a trecut uh, o doamnă din Germania mi-a pus un mesaj în limba germană în care mi-a spus în tur de filozofie vreau argumente științifice. Uh, argumentele științifice în, cu privire la universul nostru le-am oferit în măsura în care am fost capabil să le discut și cred că sunt destul de concludente uh, am arătat de ce uh, nu mai accept creaționismul științific sau intelligent design am arătat uh, că am avut experiența mea la Andrew și am studiat creaționismul uh, la literă, la buche, la buchisit, uh, știu că este fals nu accept teorile conspirative a lui Walter White. i-am studiat biografia știu că este un fals și acest pseudo savant și așa mai departe, deci nu vreau să mă întorc la toate acestea și nici la argumentele științifice. Se pot găsi și din alte surse. Abordarea filozofică a problemei ține de altceva, ține de interpretarea datelor științifice în context teologic. Așa că, așa cum am spus acest autor, mi-a oferit o paradigmă pe care aș vrea să o discut. Dar înainte de a trece la teza lui și o să vă citesc la sfârșit. Vreau să discut puțin confuzia care există la noi. O să, dau două, o să dau două exemple. Vreau să merg mai întâi la anul 1888. În 1888 a fost o panică între azi, de ziua, a șaptea, că vine decretul duminical. Și de ce? Existau legi duminicale, așa zisele legi albastre, blue laws despre care probabil că l-au auzit de la evangeliști americani și clonilor români, spunându-vă că statele americane au Blue laws și doar așteaptă să le activeze. E, blue laws sunt legile din, din perioada dinaintea Revoluției Americane, din perioada puritană, în statele locale. Și pe baza unor astfel de state, în statele din Sud, în Tennessee, în speță, e, un număr foarte mic de adventiști a șaptea, e, au lucrat duminica și au intrat în Cengang, în Ogna, mă rog, în românesc. Uh, unul dintre ei a apelat la Curtea Supremă, un în cazul cimentator a apelat la Curtea Supremă, dar a murit până să apuc ce să facă istorie constituțională în Statele Unite. Cu siguranță că Curtea Supremă i-ar fi, fi dat dreptate. Uh, deci uh, este o panică, se apropie, da? Și se anunță de la Anbole Adventiste, acum a venit decretul dominical. Și este și anul în care apare cartea mea la de White. În același an, un senator numit Blair uh, sponsorează un bill în, uh, senatul uh, în senatul american ca să se facă o lege națională duminicală, deci duminica să fie sărbătoare națională. Mă rog, duminica are mai multe sărbători naționale, ziua președinților, Lincoln's Day, ziua muncii, uh, Martin Luther King și așa mai departe. Uh, deci, printre altele, acum să fie și duminica sărbare națională. Și, firește că aceasta îi pune pe adventiști în fața uh, situației de criză, acum vine decât duminica, da? Și A.T. Jones, care era profesor de istorie la uh, seminarul din Battle Creek și, mă rog, ce putem numi acum științe politice, probabil, și de profeție, este trimis în Senat să facă o moțiune împotriva acestei, acestui decret național dominical. Și are loc un, un dialog între Jones și Blair, care pe scurs scură cam așa, dacă citiți broșura aceea, legea națională dominicală de A.T. Jones, găsiți întregul dialog. Eu însă vreau să mă refer la ceva ce este esențial. Jones îi spune lui Blair tu nu ai dreptul să dai o lege religioasă. Din cauza că tu ești senator pe baza unui contract social. Și acest contract social nu implică un contract cu Dumnezeu, ci un contract între cei care intră în acest contract, între cetățeni și, bineînțeles, între cetățeni și instituțiile statului. Așa că acest contract social. Petrele nu te autorizează să dai legi religioase, fiindcă, așa cum am spus, noi nu suntem într -un, ca națiune într-un contract cu Dumnezeu, ci unii cu alții. Deci, uh, Jones, un om credincios, într-o biserică foarte conservatoare, îi spune senatorului Blair, societatea americană nu are treabă cu Dumnezeu, da? Societatea americană are treabă cu interesele ei seculare, La care Blair îi reproșează și sunt surprins că tu, care ești dintr-o biserică conservatoare și. Uh, foarte uh, fidelă Biblie, pe care țineți sâmbăta din cauza că așa spune Biblie, vii cu argumentele, cu filozofia unui infidel francez, aluzie la Jean-Jacques Rousseau, bineînțeles, cu prima filozofia socială. Și Johns continuă și spune că, de fapt, despărțirea bisericii de stat este un principiu creștin și un principiu protestant și, uh, uh, mai mult decât atât, uh, îl citează pe George Washington, care spune în 1798: Statele Unite nu sunt în niciun caz fundamentate pe religia creștină, America este o țară seculară sau are un stat secular, mă rog să spunem aceasta, dar este, societatea civilă nu este o biserică, este bazată pe un contract social-civil. Argumentul lui Jones este foarte puternic. Și cei mai mulți din senat sunt convinși, pentru că știu că așa este. Știu că America are la bază un contract social, nu un contract cu Dumnezeu. Știu că America nu este o teocrație, da? ei știu cum a fost înființată America. Nu este nicio îndoială pentru cei mai mulți dintre ei aici. Și argumentul, și argumentul lui Jones este destul de puternic ca să anuleze încercarea lui Blair de, Blair de a aduce un decret duminical. Acum, ce vreau să spun? Întrebarea mea este dacă argumentul lui Jones este în conformitate cu Cartea Marea Luptă, care a fost publicată chiar în același an. Și am aici Cartea Marea Luptă, care a fost tipărită, a fost în tiraj mare, unii și-au și -au, și -au îndeplinit niște scopuri seculare, tipărind și publicând această carte și lucrând la ea, dar nu mă ne interesează cum aceasta. Care este filozofia pe care o prezintă Ellen White în Marea Luptă cu privire la Statul Unitele Americii? Uh, Ellen White pleacă, ca să nu iau de la început cartea Marea Luptă, da? O să plec de la capitolul numit Protestul Prinților. Nu mai știu ce capitol este, fiindcă capitolul 11, Protestul Prinților. Și Ellen White pleacă de la premisa că acest protest al prinților este la baza libertăților moderne. Acum, protestul prinților a pretins dreptul prinților electori germani să spună țăranului ce religie să țină. Da? Dreptul prințului de a hotărâ pentru țăran dacă religia din electoratul lui va fi catolică sau luterană. În niciun caz nu au lăsat loc pentru a treia religie, nu mai vorbesc de necredință sau ateism. În niciun caz n-au dat dreptul supușilor să aleagă ce religie să țină, ci să țină religia pe care vrea să o țină prințul. Deci libertate pentru prinț să hotărească pentru supușii săi. Uh, argumentele uh, folosite de prinți, printre altele, uh, sunt departe de a, a fi uh, de a fi baza libertăților moderne și citesc uh, așa cum uh, Uh, apare uh, în, uh, în cartea Marea Luptă. Citesc din cartea Marea Luptă. Cum să ratificăm acest edict? De deci, ce se adresează în pratul Carol Quintul care a vrut uh, să promoveze un edict împotriva reformațiunii, religia catolică să fie singura religie în Sfântul imperiu Roman de limbă germană care după cuvintele lui nu a fost nici imperiu, nici sfânt, nici roman. Cum să ratificăm acest edict? Să afirmăm că atunci când Dumnezeu cel tot puternic cheamă pe un om la cunoașterea sa, acestui om totul să nu-i se permită să primească cunoștința de Dumnezeu, nu există nicio doctrină sigură decât cea care este în conformitate cu cuvântul Dumnezeu. Domnul interzice învățarea alte doctrine. Sfintele Scriptură ar trebui explicat prin alte texte mai clare. Această carte sfântă este într-un totul necesară pentru creștin, ușor de înțeles și destinată să împrăște întunericul. Suntem hotărâți prin Harul lui Dumnezeu să menținem predicarea curată și exclusivă a singurului său cuvânt, așa cum se găsește în cărțile biblice ale Vechiului și Noului Testament, fără să aducă nimic la acest cuvânt care să fie în contradicție cu el. Acest cuvânt este singur adevăr, el este, singur, el este, regula sigură a oricărei doctrine și a oricărei vieți și niciodată nu pare să greșească sau să ne înșele. Cred că am citit suficient ca să vă dați seama că protestul prinților n a vizat libertatea de conștiință, ci protestul prinților a vizat faptul că interpretarea luterană a Bibliei este interpretarea corectă și ei, ca prinți, au datoria să guverneze uh, ducatele lor după doctrina luterană. Și, firește, din protestul lor reese, că ei sunt gata să pedesească orice dizidență la această doctrină. Și dacă vreți un exemplu care se facă sensibil pe uh, unii dintre noi, anabaptiștii uh, au fost înecați. Deci anabaptiștii care refuzau să părăsească doctrina anabaptistă au fost înecați în mod sarcastic, vrei botez, botez, îți dăm, nu de catolici, ci de prinții luterani în Germania. Și sabatarene au fost la fel o să mergem mai departe. Urmează un alt capitol, uh, capitolul 15, Biblia și Revoluția franceză. Acum, uh, Revoluția franceză este văzută în Cartea Mare a Luptă ca un atac al satanei împotriva, uh, împotriva cuvântului lui Dumnezeu și al lui Dumnezeu. Uh, uh, și o să dau câteva citate din cartea Marea Luptă. Uh, deci, conform cuvintelor profetului, cu puțin înainte de 1798, urma să ridice o putere de origine și caracter satanic care să facă război împotriva Bibliei, Franța. Uh, citate din, uh, Sir, din uh, Blackwood's Magazine, uh, noiembrie 1870. Franța este singura țară din lume despre care există o raport autentic și a ridicat mâna ca națiune rezolvată deschisă împotriva autorului Universului. Cum a în istoria Revoluției franceze, știm că nu este așa. Revoluția franceză n-a fost o revoluție ateistă. Excesele Revoluției franceze, interesant, nu au fost făcute în numele ateismului. Atei se pare că au fost cei mai moderați și a fost o minoritate. Excesele Revoluției franceze au fost făcute de Pierre Robespierre în numele deismului. Și Robespierre considera că închinarea la o ființă supremă este esențială pentru virtuțile civice. Robespierre a fost un puritan care a impus un cod civil foarte strict în Franța, în numele acestei, acestei ființe supreme. Este, și domnia teroarei a fost declanșată în mare măsură de, de legile draconice și măsurile draconice lui Robespierre. Acum, cum s-a răzvrătit Franța împotriva lui Dumnezeu? Franța s-a răzvrătit împotriva dreptului divin al regilor. Franța și-a decapitat regele și regina, care într-un efectiv vorbe erau nevinovați, da? dar conștientă fiind că regele și regina reprezintă dreptul divin al regilor și sunt, se consideră ei înșiși reprezentația lui Dumnezeu pe pământ, sunt priviți de popor și de întreaga Europa care e lui Dumnezeu pe pământ și i-au decapitat tocmai din cauza aceasta, ca să, nu ca să trimită un mesaj lui Dumnezeu, ci să trimită un mesaj întregii lumi, că ei consideră dreptul națiunii, dreptul poporului, deasupra dreptului regilor și că ei consideră toți oamenii egali în Franța. Trecând de excesele Revoluției franceze, care a fost reale, da? Violența a fost de ambele părți. Țăranii, în special, s-au luptat pentru dreptul nobilor de a-i biciui și a exploata, pentru dreptul preoților de a-i orbim în continuare și e, a domni peste conștiința lor. E, orășenii s-au luptat pentru egal libertate, egalitate, libertate, egalitate și frăție. Conflictul cu religia nu a fost cu religia, ci cu Biserica Catolică. care Și motivul pentru care a fost... E, e, adunarea națională franceză în conflict cu Biserica Catolică a fost pentru că Biserica Catolică nu a vrut să accepte să renunțe la loialitatea față de papă. E, francezii care au descoperit naționalismul în acea perioadă au vrut o biserică catolică națională și ar vrut ca capul sau autoritatea bisericii să decurcă de la națiune, nu de la Vatican. E, mergând mai departe, a fost mulți preoți care au luptat în, alături de Revoluție a fost Nobel ca luptător alături de Revoluție, Danton, unul dintre liderii Revoluției și dintre victimele ei, a murit catolic. Napoleon, un alt jucător în Revoluția franceză, a fost catolic și a murit catolic și așa mai departe. Deci, vreau să citez un alt pasaj din, 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 din capitolul Biblia și Revoluția franceză. Sunt legate de aceste legi care. Afectă religia, a fost și, -a, și interesant un lucru. Aceste legi care afectau religia, de fapt, dădeau libertate religioasă în Franța. Dădeau, așezau protestanții la egalitate cu, cu catolicii ca drepturi religioase. Niciodată n-a fost interzisă practicarea creștinismului în Franța a fost aceea care a redus legătura căsătoriei, cel mai sfânt angajament pe care pot să-l facă ființele omenești, a care durabilitate contribuie cel mai puternic la consolidarea societății, la un simplu contract civil cu caracter trecător în care două persoane pot să se unească sau să se desparte după bunul lor plac. E bine, Sora White, căsătoria este în societate un contract civil. Dacă o vreau să o facă și la biserică, o face și la biserică. Dacă nu, este valabilă ca un simplu contract civil pe care ce de pot să încheie sau să o desfacă după voia lor. Bine ai venit în lumea modernă. Elenoaic. Aceasta e lumea în care trăim. Democrația drepturile civile drepturile omului au la bază Revoluția franceză. Și să spune ceva Revoluția americană da Revoluția americană a fost o revoluție iluministă trec și la aceasta imediat dar Drepturile civile, așa cum sunt practicate în România, în Europa, au la bază Revoluția Franceză. Nimeni nu ar vrea să se întoarcă la societatea teocratică de revoluția franceză. Instituțiile moderne ale statului și ale dreptului au la bază Revoluția franceză. Așa că uh, ideea că este o idee satanei și război împotriva lui Dumnezeu sună puțin straniu. Crește că Ellen White este influențată puternic de autori britanici și aristocrația engleză și-a văzut privilegiile amenințate de Revoluția franceză și n-a fost loc entuziasmată și a avut reacție isterică față de Revoluția franceză. Există un lui Dickens interesant numit Tale of Two Cities, în care acțiunea se desfășura alternativ în Londra și în Paris, care cumva vrea să urmărească contrastul dintre societatea stabilă engleză și. Franța. Dar, în același timp, Dickens recunoaște valoarea idealului Revoluției Franceze. Există și o altă carte, tot o al lui Victor Hugo, numită 1793, în care reprezintă aspectul tragic al Revoluției Franceze. Și Hugo înțelege bine idealurile și dimensiunea tragică a unei societăți în care unii credeau sincer în dreptul divin al regilor și al nobililor și al bisericii, și alții credeau la fel de sincer, ca vine vremea. Să credem în drepturile poporului și ale cetățeanului și conflictul s-a devenit foarte, foarte sângeros de ambele părți. Dar de, de, de unde ideea, trecând peste influența englezilor, de unde e ideea că această Revoluție a fost ceva satanic? Revoluția franceză inaugurează secularismul în Europa și Franța a fost, prin excelență, o societate seculară. Chiar și după ce Revoluția franceză s-a fost, mă rog, considerată că și-a încheiat misiunea de către Napoleon și în timpul restaurațiunii a fost încercare de a promova religia în Franța, fiindcă a fost considerată că este necesară ca să țină poporul în frâu, dar religia și-a pierdut puterea ca influență în viața socială din Franța de, definitiv. Deci uh, Revoluția franceză este uh, aparția secularismului. Marea Luptă o descrie ca pe o uh, simplă, uh, un simplu război al satanei împotriva Bibliei. Unde este Revoluția americană? Nu apare în Marea Luptă. Este foarte interesant. Uh, singurul care apare în Marea Luptă vis-a-vis -vis de libertatea religioasă este uh, să zic, este un reformator american, da, este, uh, după ce vorbește despre părinții peregrini, uh, care, așa cum știu, au plecat din Europa ca să fugă de secolul rațiunii, nu ca să fugă de persecuțiile papale. Uh, uh, avem uh, uh, Trecem de la vestitorii dimineții și trecem la un reformator american care este William Miller. Unde este Revoluția Americană? Nu există. Și care este ideea până la urmă? Mergând în mare luptă mai departe, înțeleg că problema cu care se va încheia istoria acestei lumi este un conflict de duminică și sabat. Lumea are datoria să asculte de legea lui Dumnezeu. Nu s-o calce de cele 10 porunci. Cele 10 porunci sunt universale. Și e, motivul pentru care Dumnezeu va trimite cele 7 plăgi este fiindcă lumea calcă legea lui Dumnezeu. Rezimea aceasta foarte clar că el nu a acceptă argumentul lui Jones. Elenoai nu acceptă ideea că uh, că America este un simplu contract social. Uh, ea consideră că America și întreaga lume este într-un legământ cu Dumnezeu de a ține cele 10 porunci. Și odată ce oamenii dau decretul duminical, este, de fapt, revolta finală împotriva sabatului. Lumea deja este vinovată că nu ține sabatul. Dar odată ce se dă și decretul duminical, atunci nu mai este drum de întoarcere și începe persecuția împotriva păzitorilor sabatului. Ca tare, aici nu apare ni, nici cea mai mică, cel mai mic loc, cel mai mic spațiu pentru e, ideile moderne de libertate, de conștiință, libertate individuală. E, ideea este că statul nu are voie să ne impună o zi greșită și că, mă rog, statul nu are voie să ne impună ce religie să ținem. Asta pare clar. Dar e, este destul de confuz. Pentru că dacă statul nu are voie să ne impună ce lege să ținem, atunci acum poate fi vinovată societatea că nu ține sabatul. Deci aici este o confuzie. Și această confuzie este, este adânc înrădăcinată în adventismul de așa șaptea. În ce sens? Când vorbim despre decretul dominical, noi recunoaștem, ca și Jones, că societatea este un contract social și că nu trebuie să a, statul sau societatea, instituțiile sociale, de niciun fel, nu au dreptul să apeleze la religie pentru a ne spune cum să trăim. Din alt punct de vedere, însă, societatea este condamnată, că nu trăiește după principiile adevărate religii. Și aici avem o dilemă o dilemă în care nu există nicio reconciliere logică, deci este un dublu standard. Când este vorba de alte biserici, avem argumentele secularismului și ale libertăților civile. Când este vorba despre tabloul cosmic al Marei Lupte și propria noastră biserică, nu recunoaștem niciun fel de libertate individuală, așa cum știm din bisericile noastre. Și lumea va fi condamnată pentru că uh, lumea nu respectă legea lui Dumnezeu. Acum vorbim de lume, nu de indivizi, nu e vorba de suma indivizor. Lumea cu instituțiile ei, cu, cu, cu toate programele ei, uh, înțelegem că ar trebui să ține sabatul. Uh, și de aici vine fiind cele șapte plăci și toate celelalte de norocire. Deci, uh, cum rezolvăm această dilemă? Vreau să merg mai departe și uh, mi se pare că confuzia cu privire la secularism. Uh, se vede bine în timpul nostru, am, am citit recent uh, câteva articole în Semnele Timpului uh, și uh, unul dintre ele al lui Froen foarte bine scris, nu am nicio problemă cu autorul, și însă mi se pare că reflectă această confuzie fundamentală în adventism. Unul dintre ele vorbește despre uh, amestecul ortodoxiei în viața politică a României. Și uh, autorul în mod clar uh, condamnă acest amestec între politică electorală și apelul la sentimentele pietății ortodoxe populare. Dar interesant că același autor scrie un alt articol despre Hillary Clinton, în care uh, Vorbește despre Biblia enigmatică a lui Hillary Clinton. Că Clinton spune că iubește Biblia și că a citit Biblia și a văzut o bine afară din copilărie și cartea care a influențat-o cel mai mult. Iar, pe de altă parte, Clinton este pentru uh, căsătoria gailor. Uh, și se întreabă autorul uh, unde este Biblia în această decizie. Ei bine, Biblia este în viața personală a lui Hillary, nu în decizia pe care e. Da, Deci, uh, vreau să spun aici, o să fac o paranteză. Există o controversă cu privire la drepturile gayilor în Statele Unite. Dar această controversă, lăsând la o parte aspectul popular, da? pentru că politicienii apelează la sentimente populare și nu rar apelează la religie. Dar, la nivel legislativ, această controversă nu apelează niciodată la Biblie. Întrebarea este dacă instituțiile civile trebuie modificate. Ca să-i acomodeze pe homosexuali, sau dacă homosexualii uh, pot să-și practice stilul lor de viață, fără ca noi să modificăm, să zic, instituția căsătoriei sau să le dăm niște drepturi, nici de drepturi speciale de grup. Uh, ceea ce vreau să spun este că nici conservatorii, nici uh, democrații nu contestă faptul că un homosexual are dreptul să fie homosexual, ceea ce e împotriva Bibliei, bineînțeles, ci. Controversa este dacă să li se dea drepturi de grup și anumite instituții civile să fie modificate ca să se acomodeze pe el, sau să aibă dreptul individual de a practica homosexualitatea, fără ca societatea să fie nevoită să-i acomodeze ca grup sau ca instituție. Deci, într-un articol, autorul este frustrat din cauza că Biserica Ortodoxă este adusă în discursul politic. În alt articol se întreabă cum se face că Hillary Clinton iubește Biblia, dar Biblia nu influențează pe ea ca senator și ca politician. E bine, chiar și cel mai un opus de ei ca Antonin Scalia, arheconservatorul din Curtea Supremă, nu apelează la credința catolică sau la Biblie sau la hotărâle papei când este vorba de lege, apelează doar la Constituție. Un președinte jură să apere Constituția, nu Biblia. Chiar dacă jură pe Biblie, da? Dar nu jură pe Constituție să apere Biblia, ci, ci jură pe Biblie să apere Constituția. Și uh, în nicio dezbatere legislativă, religia nu este un argument uh, cu privire la o lege, da? Și dacă cumva este un argument, când ajungem în Curtea Supremă, cu siguranță că acest argument este de la o parte. Uh, și aceasta nu pentru că America ar fi o țară creștină ca societate ci pentru că este o țară secularizată. Și este o țară creștin și secularizată în același timp. Instituțiile sunt seculare în timp ce biserica înflorește ca nicăieri în altă parte și religia în America înflorește ca nicăieri în altă parte. În mijlocul unor instituții seculare, în mijlocul la școli seculare și tribunale seculare, și uh, 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 guvern secular și poliție seculară și așa mai, mai departe. Cu toate că este o permanentă încercare de a, re a injecta religia în viața publică. Asta știm cu toții și este în toată lumea. Dar ceea ce vreau să spun este că aici apare o confuzie. Noi, când este vorba să ne confruntăm cu uh, o biserică mai mare decât noi, cu o biserică majoritară, uh, avem argumentele societății seculare. Uh, autorul folosește cuvântul stat laic sau laicizare, în timp ce condamnă secularizarea susține laicizarea statului. Mi se pare că există o contradicție. Laic sau secular este același lucru și dacă susții stat secular, implicit susții societate seculară. Dacă, deci, ceea ce văd aici este o, confuzie specifică adventismului, când e vorba să ne confruntăm cu o majoritate religioasă. Suntem adepții secularismului. Când este vorba însă de o țară în care majoritatea este neoprotestantă, ne întrebăm de ce un, un senator și candidat la președinție care citește Biblia nu apelează la Biblie ca argument în politică și numai în campanie electorale ca să se recomande pe Sirensuș. Care este soluția? Eu cred că problema nu este cum să împăcăm un stat laic like cu o societate seculară. Problema nu este cine câștigă secularismul sau religia. Problema este că prin natura lui secularismul nu este altceva decât un produs al creștinismului și secularismul nu implică dispariția creștinismului, ci din potrivă o continuitate a, a problematicii teologice a creștinismului. Aș vrea să citez din Glaspe, se referă la dezbaterea între cei care spun că secularismul este urmarea faptului că Dumnezeu nu există și ca atare ne-am eliberat de această iluzie și cei care spun că Dumnezeu s-a retras și ca atare este sub iluzia unui univers mecanicist și a sociale în care lipsește dimensiunea supranaturală. să spun așa, mai degrabă decât să intrăm în această dezbatere sterilă, Vreau să explorez uh, o posibilitate diferită. Argumentul prezentat în prima parte a acestui capitol sugerează că re aparenta respingere sau dispariție a religiei și a teologiei, de fapt, ascunde relevanța continuă a problematicii teologice în, uh, și a preocupărilor teologice în timpurile moderne. Uh, Spuneți mai, mai departe. Uh, privit în această perspectivă, procesul secularizării sau dezcântării care, vine să fie, care a ajuns să fie văzut ca identic cu modernitatea, uh, a fost altceva decât pare. Nu a fost nici victoria zdrobitoare a rațiunii asupra infamului, ca să folosim faimosul terminalul Voltaire, nici lunga și agonica moartea lui Dumnezeu, pe care a proclamat nice, nici retragerea lui Dumnezeu, Deus absconditus, la care arată Heidegger, ci transferarea tot gradată a atributelor divine către ființele umane, în paranteză, voință umană infinită, către lumea naturală, în paranteză, cauzalitate mecanică universală. Forțe socială, în paranteză, voința colectivă sau uh, mâna ascunsă a, uh, a istoriei. Și asupra istoriei, în paranteză, ideea progresului, a dezvoltării dialectice, a victoriei rațiunii în istorie. Deci vreau să recitesc această idee. Secularismul, spune Galaspe, nu este nici victoria a rațiunii împotriva lui Dumnezeu, nici retragerea lui Dumnezeu ca să ne lase în voia rațiunii noastre blestemate, care ne duce la războaie mondiale și bomba atomică, și AIDS, și homosexualitate, și așa mai departe. Nu. Ci secularismul este rezultatul faptului că Dumnezeu a transferat treptat atributele sale asupra omului și asupra naturii. O idee foarte interesantă. Deci, Plecând de la, hai să zic, de la univers teologic, în care ploaia vine de la Dumnezeu și seceta vine de la Dumnezeu și ce vine de la Dumnezeu și uh, cu trebuie vine la Dumnezeu, noi ajungem să vedem toate acestea având cauze naturale. Asta nu însemnează că Dumnezeu uh, nu există, ci mai degrabă că Dumnezeu și-a transferat atributele asupra naturii. Acum nu semnează, bineînțeles, că în evul mediu Dumnezeu făcea un cutremur și acum are cauze naturale, da? Nu semnează că în Palestina Dumnezeu făcea să fie secetă și acum descoperim că în Palestina nu poate fi decât secetă, indiferent cât se roagă evreii, pentru că așa este ea așezată că ploile cad iarnă. Deci vara când, sau primăvara și toamnă, când ai nevoie de, de ploaie, atunci nu mai este. Nu. Ideea este mai degrabă că ceva în mintea noastră s-a schimbat. Noi ajungem să uh, vedem Universul, natura, ca având atribute pe care înainte le acordam lui Dumnezeu. Uh, Acum, uh, v-am ceva, pe asta e tot un construct social. Ideea pe care o să ne în această carte este mai degrabă că, uh, nat că uh, ide transferul de atribute divine. Din punct de vedere teologic, el se ferește să dea să, răspunsuri ontologice definitive. Dar din punct de vedere teologic, acest transfer este de fapt definit de încarnarea Logosului. Și ca tare ajungem aici la o idee pe care am avut-o, am mai susținut-o că l am prezat pe Tear de Charlene. Că însă și creația Universului este primul act al încarnării Logosului. În care de fapt un Dumnezeu care este deasupra existenței. Nu este ceva ce există, ci este bazor crea de existențe. Devine parte din existență și când devine parte din existență este supus și morții implicit. Uh, și uh, Dumnezeu o parte din atributele sale le, le, le injectează în universul creat. Și frește că omul, uh, pe măsură ce înțelege, Teologic, natura mai bine, zic teologic, nu mai științific, realizează acest fapt și, ca atare, gândirea științifică este, în ultima instanță, uh, oarecum o, un, o, o dezvoltare a teologiei, a teologiei, uh, teologiei logosului. Și mi se pare că asta este ideea aceasta este foarte corectă. Citeți mai departe. Uh, centrală pentru întreaga perioadă a Reformațiunii. A fost problema relației între voința divină și voința umană, care a avut rol important în războaiele religioase. Motivul pentru care oamenii s-au întors către științele naturii a fost să elimine sau măcar să modereze acest conflict. Această turnură științifică, totuși, nu putea să abandoneze tot ceea ce fusese până atunci, inclus în teologie. Uh, probleme supranaturale nu puteau să fie lăsate la o parte, să fie lăsate doar pe seama teologiei biblice, pentru că teologia s-a ocupat nu numai de Biblie sau de viața viitoare, ci și de natură. Ceea ce se întâmplă în cursul modernității nu este în mod simplu dispariția lui Dumnezeu sau anularea lui Dumnezeu, ci transferarea atributelor sale, ale puterilor sale esențiale, ale capacităților sale, către alte domenii ale existenței. Așa numitul proces de dezîncântare nu este astfel un proces de dezîncântare, ci de reîncântare a naturii, prin care atât omul cât și natura sunt injectate cu un număr de atribute și puteri atribuite înainte lui Dumnezeu. Ca să spunem lucruri mai, mai pe șleau, în fața agoniei și perspectivei morțului Dumnezeu, știința poate să ne ofere un raport coerent, nu numai cu privire la, la relația între om și natură, ci și cu privire la sensul divin al amândouăra. Este o idee și vreau să mai citesc un singur citat, într-adevăr, gânditorii luminismului, în mod repetat rep descopereau puteri și capacități în om și natură care înainte îi fusese atribuite lui Dumnezeu. Deci nu este vorba aici că s-a schimbat ceva ontologic în natură și dintr-o dată Dumnezeu se retrage sau Dumnezeu transferă niște puteri ale sale în natură dintr-o dată în timpurile moderne. Ce mai degrabă care loc o schimbare în teologie. Și omul ajunge să vadă în natură puteri care înainte erau atribuite lui Dumnezeu cum ar fi, să zic, capacitatea Universului de a se auto de a evolua, de a crea forme noi. Sau în dreptul omului. Dreptul omului de a se autodetermina. Ideea de autodeterminare a fost, în mod tradițional, atribuită numai lui Dumnezeu. Dreptul omului de a hotărâ ce este bine și ce este rău. Dreptul omului de a judeca independent în probleme morale, de a, de, de a, de a defini soarta independent de transcendență și independent de supranaturală. Capacitatea omului de a vindeca boli fără să apreze la supranaturală. Capacitatea omului de a contra natura fără să apreze la supranaturală. Capacitatea de a, a, de a vindeca boli psihice fără să apreze la supranatural la exorcism, la alungarea drumurilor și așa mai departe. Toate acestea implică. O mutație teologică, în care omul descoperă că are puteri, și natura are puteri care înainte erau lui Dumnezeu. În fața, acestei, în fața acestei dileme sau în fața acestei descoperiri, există două reacții. Una este de triumf, Dumnezeu nu există și acest triumf, și-a cam pierdut entuziasm, trebuie să recunoaștem. Alta este de respingere. Nu se poate. Natura nu poate să aibă, să fie independent, să aibă proprietăți pe care le-a trebuit lui Dumnezeu înainte, da? vine de la Dumnezeu, cu tremurul vine de la Dumnezeu, ciuma vine de la Dumnezeu, vindecarea vine de la Dumnezeu. Nu există nicio, niciun fel de, autor, de, de naturală aici. omul nu are libertate. Omul trebuie să ascultă de voința lui Dumnezeu și bineînțeles orice instituție socială are datoria să implementeze această autoritate a textului revelat a Cuvântului Scris. Însă, Galuspi este pe aceeași ca noi caștea de șarden ca și Hegel, ca și alți gânditori. Și ne spune că, de fapt, nu trebuie să le lucre așa, nu trebuie să dăm aici o dilemă sau o uh, contradicție. Uh, ceea ce trebuie să înțelegem este că omul s-a maturizat. Copilul când este mic ascultă de părinți, când este mare, își respectă părinții și a interiorizat învățătarea părinților, dar face decizii independente. Ca să fac o comparație, Pavel vorbește despre Evanghelie, despre credințe. Ca în momentul când omul nu mai este sub gardian, sub pedagogos, sub un sclav care îl supraveghează cu noiaua, ci este pe picioarele lui. Are drept, dar aceste drepturi le-a avut de copil, pentru că el nu era sclav, sclavul era proprietatea familiei. Însă el fiind imatur, nu putea să să, să, se bucure de drepturile acestea. Întorcându-ne la problema binului și răului, a căderii, dacă vreți, a legii și așa mai departe, există o fază în care, o fază istorică și asta este clar că în diferite forme, în diferite locuri, în diferite religii, omul totdeauna s-a raportat la un cod de legi transcendent, da? ceva venit din afară. Omul a fost obligat să asculte de o divinitate, Că e Dumnezeu, că e la creiozeitate, dar niciodată nu a fost ideea aceasta că oamenii, prin rațiune, hotărăsc ce să facă în societatea lor. Momentul acesta al, al emancipării, să zic, care începe cu epoca Iluminismului și care este secularismul, nu implică neapărat respingerea lui Dumnezeu, ci mai degrabă faptul că omul ajuns la maturitatea, după chipul lui Dumnezeu, de a raționa, a hotărâ, a decide. Și arbitrul în această dispută teologică este știința. De ce este știința? Fiindcă știința ne arată că Universul însuși este condus de legi și este o cauzalitate universal, universală. Universul nu are găuri în care acționează supranaturalul. Mergând la științele sociale, iarăși înțelegem că o societate nu trebuie să-și modeleze instituțiile după preceptele Bibliei sau ale Coranului, ci. După o voință colectivă și că sunt legi, mă rog, mâna nevăzută, dacă vreți, a pieței sau a, a istoriei, sunt legi ale istoriei care conduc la progres. Istoria însă și este o dezvoltare către o direcție, este progres. Acest În, în, în momentul când omul ajunge să se gândească așa, el nu trebuie să fie ateu, ci mai degrabă înțelege altă relația divinității cu Universul, cu societatea, cu, cu viața individuală. El înțelege că există un sens transcendent al existenței sale și al societății. Dar acest sens transcendent nu implică intervenția permanentă a supranaturalului și nici apel la supranatural sau la, la revelație, la un text revelat în problemele sociale. Religia este o problemă a fiecăruia, dar ceea ce observ este că tot mai mulți creștini, chiar în relație cu Biblia, depind tot mai mult de o relație mecanică cu litera Bibliei sau cu cei care sunt învățați la biserică și gândesc cu mintea lor ce este bine și ce este rău. Asta înseamnă că apelează la rațiune. Ei, de fapt, nu resping biserica. Ei au interiorizat învățătura bisericii, nu resping Biblia. Mă, mă, refer la cazul Hillary Clinton citat în semnele timpului. De Lehaci. Ea a interiorizat Biblia. De ea nu merge la Biblie să vadă ce să facă cu homosexualii. Păi ce se facă cu homosexuali? Să o mare cu pietre, nu? Altă soluție nu este. Ea nu merge la Biblie. Ea a interiorizat Biblia și gândește cu mintea ei. Gândește ce, ce este rațional, ce este logic, ce este bun pentru societate, ce este bun pentru libertatea individuală, ce este în, în acord cu Constituția și cu Bill of Rights, cu drepturile omului să facă pentru sau în relație cu, cu homosexualii. Ferește că LH are dreptate când spune că uh, electoratul nu ar trebui să apeleze la uh, la biserica majoritară. Uh, în același timp, însă, trebuie să mai spunem altceva: că dacă electoratul nu trebuie să apeleze la biserica majoritară, uh, nu este pentru că trebuie să aplezi la o biserică minoritară. Da? Dacă nu apelează la tradiția ortodoxă, nu înseamnă că trebuie să apeleze la un biblicism în gust, genul fundamentalismului american, care este, aș vrea să spun, e practicabil cultural doar în America. Într-o țară europeană nu, nu are niciun sens. Ci el recunoaște, practic, că societatea a ajuns în stadiul în care omul poate să-și organizeze viața colectivă, fără a la transcendență. E bine, tendința asta va continua. Predicatorii sunt foarte nemulțumiți și uh, sunt gata să facă război. Văd sânge când au de secularizare. Dar secularizarea va continua. Din generație în generație, cu toții sunt mai educați. Uh, cu atât am mai mult la știință, la rațiune, la precepte sociale noi, la uh, conceptul de dreptul a individului, de, de uh, valoarea intrinsecă a omului, uh, cu atât mai mult depinde dogme. Și. Uh, Mă refer acum la un alt articol în semnele Templului. Seculare cheamă la arme împotriva religiei. Nu secularismul a tras arma, ci religia a tras arma, peste tot în lume. În Lehaci face aluzie la perioada mișcării legionare, cred că nu este corect. Perioada aceea a fost o perioadă de delir istoric, cum spune Preda, și în Germania a fost creștinismul pozitiv și nu putem acuza pe Luther pentru aceasta. Și germanii l-au pe Heidegger, nu l-au avut pe Nikifor Kreinic, pe Nair Ionescu, nu trebuie să ne legăm de acel episod. Dar uh, are dreptate atunci când se referă la faptul că există o întoarcere la nativism religios și tribalism religios în Europa de răsărit, din nefericire. Așa cum există uh, o întoarcere la fundamentalism islamic, nu numai în Orientul Mijlociu, ci în toată lumea, fiindcă islamicii sunt peste tot. Și cum este există un apel tot mai mult discursul politic la fundamentalism evanghelic și dominionist evanghelic aici în Statele Unite. Uh, religia, interesant, religii care s-ar rămâne între ele. Uh, iudaism ortodox cu, cu Islamul, uh, ortodox cu catolici uh, sau cu greco-catolici, protestanți cu ortodox români și așa mai departe. Religii care s-ar mânca între ele. Uh, toate în împotriva secularismului, toate vor să desfințeze acel spațiu public a rațiunii, care să fie, devină, să devină spațiu unui permanent război religios. Europa a mai văzut asta în secolul XVII, epoca război religios, război de 30 de ani. Catolicii și protestații s-au bătut între ei, până și-au dat seama că trebuie să apreze la altă autoritate decât cea a teologiei prinții protestanți, cum am citit în Cartea Marea Luptă, au spus, noi știm care este sensul Bibliei și noi o să după sensul Bibliei. Asta au spus și catolici și ei înțeleg Biblia și vor trăi după Biblie. S-au bătut în trei, s-au bătut fără milă unul cu altul. Da? Războiile religioase au fost ceva mai groaznic decât al doilea război mondial. În Germania, numai în Germania, un sfert din populație a fost distrusă, ceea ce nu s-a întâmplat în al doilea război mondial, nici în Germania, nici, nici măcar în Rusia. Însă, Europa a înțeles Că trebuie să las loc rațiunii și pragmatismului politic, și religia trebuie să intre într-un spațiu privat. Și aceasta explică stabilitatea societății europene. Acum, Europa este atacată de islamism, Europa în răsărit este atacată de tribalism religios și naționalism, știm aceasta. În America se ridică fundamentalismul evanghelic iudaismul ortodox se radicalizează în Ierusalim unde mergem? Secularii au dreptate că spun că trebuie să tragă sabia și să apere secularismul dar ce aș vrea să spun este că secularismul așa cum spune autorul acestei cărți Michael Gillespie nu este de fapt o negare a epocii precedente ci o dezvoltare logică a acesteia este, de fapt, teologia încarnării Logosului, care a început în secolul I cu Scrielul Pavel. A fost dezvoltat de Irineu, de Iustin Martiru, de, de, de mă rog, Dionisie, Pseudoareu, Pagitul și așa mai departe. A fost dezvoltată în continuare și la un anumit punct a ajuns la faza în care omul a înțeles că Logosul încarnat însemnează că omul într-adevăr cunoaște binele și răul. Omul a ajuns ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Omul poate să exercite puterile lui mature de acum. Pavel, Evrei 5, ultimul verset. Hara este pentru oameni maturi a căror minte s-a format prin trebuințare să deosebească binele de rău. El nu se referă aici la un, la un text revelat, ci la maturitate și la întrebuiințarea rațiunii. Deci, secularismul nu implică, ca să închei cu o concluzie repetând ce am spus, repetând ideea principală a acestei prezentări, secularismul nu implică nici absența lui sau retragerea lui Dumnezeu de din creația sa, dezamăgit de de oameni care, mă rog, nu au fost credincioși, nici biruirea sau moartea lui Dumnezeu, biruirea lui de către rațiunea umană. Ce mai degrabă însemnează uh, uh, transferarea unor atribute divine către creațiune, către natură, către om. Și uh, este un nou tablou al lumii, coerent, care are caracter teologic, dar care nu implică uh, atâtea infantilă a creștinului care întreabă asta e păcat, asta nu e păcat, asta am voie, asta n-am voie, asta am voie să îmbrac, asta n-am voie să îmbrac. Țin și țin acum minte niște femei care tot discutau cât roșu au voie să pună undeva pe rochie, ce e păcat, ce nu este păcat. Nu implică nici o permanentă apela supranaturală. Da? Al oamenilor bigos care văd peste tot supranatural și experiențe și vindecări miraculoase sau posesiuni demonice și așa mai departe, nu implică apel la autoritate transcendentă. Și cu toate acestea, poate implică un sens dincolo de natură și uh, o, un sens transcendent al lumii și o origine transcendentă al lumii. Acestea două nu intră în contradicție. Uh, istoria merge într-o anumită direcție și uh, tot ce se întâmplă este bine. Uh, tot ce se întâmplă, dacă credem în Dumnezeu, este providențial. Merge într-un anumit plan. Numai că nouă ne este greu să ne schimbăm. O generație moare, apoi vine altă generație, cu mintea mai deschisă, mai luminată, care nu mai împărtășește prejudecățile noastre. De-aia și moartea este bună. Unii se mai schimbă și în timpul vieții, dar asta se întâmplă mai rar. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem data viitoare. Voi aborda aceeași, aceeași problemă din punct de vedere al, epi, al, al ontologiei Pauline, referindu-mă la o problemă fundamentală în epistole, problema uh, 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 numită chenoză. Uh, goleria lui Dumnezeu de atributele sale în Filipen uh, 2 cu 5. Vă mulțumesc, ne vedem data viitoare, la revedere!